Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre prețurile la carburanți, despre protestul șoferilor vis-a-vis de această problemă și să identificăm poate împreună o soluție pentru a ieși din impas. Salut prezența în studio al lui Eugeniu Dațco, director executiv Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Vecislav Ioniță, expert economic. Bună seara și bine ați venit, domnule Ioniță. Bună seara. Și Stanislav Vartanian, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Ioniță, cu dumneavoastră aș vrea să încep această discuție. Probabil toată lumea se întreabă un singur lucru. Cât ar trebui să constituie prețul real al carburanților și de ce avem această oscilație de prețuri? Vă rog. Știți cât n-ar fi de paradoxal, dar în prezent prețul este aproape de real. Toată tragedia noastră este că atunci când prețul trebuia să fie micuț, el n-a fost micuț. Oamenii nu sunt economiști, oamenii nu fac multă analiză, dar ei simt. Cum se întâmplă că atunci când pe piața internațională prețul la petrol crește, în Moldova crește, iar când piața internațională prețul la petrol scade, Moldova nu scade. Și oamenii, fără a avea cifrele în mână, că la noi nu ai cum să le vezi, oamenii la noi simt că undeva sunt furați, numai nu știu unde. Acum, pentru ca să fie mai clar, am luat și am publicat date, am din 97 până în prezent, da. 21 de ani, poți să vezi absolut tot ce vrei. Problema cea mai mare în Moldova este că instituțiile statului nu se livrează informația care tu o poți verifica și cetățeanul spune, a, da, gata, am înțeles. Omul, știți, pe omul întotdeauna ce-l deranjează, nu prețul. Corectitudine. Dacă omul simte că noi corect, noi doar câteodată plătim lipsa de transparență pentru instituțiile statului. Se întâmplă că noi lucruri, anumite lucruri plătim scump. Anumite lucruri noi înțelegem scump. Cum este proverbul, domnesc? Cum da face, da? Deci eu trebuie să știu pentru ce plătesc. Omul acum este îngrijorat că el nu știe pentru ce plătește. Din ce este format prețul la petrol? Vă rog, hai prețul la petrol are la benzină. Ca să nu, când vom vorbi de petrol în limba rusă, asta e nefti, da? Da. Deci, care se scoate din pământ, după ce el e scos din pământ, este dus la fabrică prelucrat, după asta este transportat, este distribuitorul care îl distribuie și cel care îl vinde. Da? Da. Benzina care eu torn în bac, din când este scos din gaură până ajunge în bac, are la urmă trei componente de bază. Prima componentă este prețul petrolului, deci acela care e scos din pământ. Aici noi, din nefericire, ANRE-ul utilizează datele de pe plaț. Și aici avem prima paradox, nu știu ce Consiliul Concurenței a tăcut. La noi în lege scris că folosim plaț. Plața este o companie și este o sursă de date. Asta cum e scris în date, că noi, toți moldovenii, sunt obligați să uite la televiziune și dai numele televiziunii. Deci nu poți în lege scrie ce date vei folosi. Deci la noi în lege scris că vom folosi astea. Asta e prima ce. Legea nu trebuie să spui. Trebuie să spui că ANRE va utiliza anumite date. Deci așa noi facem concurs, dezbateri și decidem cine. A, noi să folosim o plață. Anul viitor folosim brand european. Folosesc plațul, noi nu avem acces la date. Costă undeva 1 milion de lei pe an abonamentul. Eu nu pot să-mi permit. Poate domnul Dascoș poate permite să-mi permit date. Nu le avem. Deci eu am luat datele de pe brand european, care sunt date publice și noi le putem vedea. Diferența cu plața e de 0,5%. Undeva mai sus, undeva mai jos, dar în principiu, dacă e pe termen de 20 de ani, că eu am luat 20 de ani de 97, noi avem prețul la petrol. După aceasta ai impozitele. Iar din însă nu pot scăpa, dar noi le știm. Noi știm cât e acciza, noi știm cât e TVA-ul și la noi se primește impozitul. Și în sfârșit, ce adaugă petroliștii? Tot întrebarea, cât adaugă petroliștii? Da? Noi și iarăși nu avem date. Eu m-am gândit, de unde se leu? Din Moldova n-am unde luat și am luat în felul următor. M-am dus în Statele Unite, că la dânși găsește absolut tot ce vrei. Ei am luat datele la ei pe 10 ani. De ce n-am luat mai puțin? Când într-un an prețurile sunt mai mari, în altă mai micuți. Poate oscila, nu? Când iei pe 10 ani, deja la tine se formează un trend. Am luat cât să adaugă la dânșii prelucrarea petrolului în benzină, transportarea lui, cât costă distribuția, cât costă vânzarea, s-a primit. Că la prețul petrolului, pe 10 ani de zile, unde el a fost și 30 de dolari, și 110, și cât vreți, toate costurile S-adaugă 45% de la prețul la petrol. Recalculat la Moldova, când întoarcem în la țara noastră. Pe perioada de 10 ani de zile, se primește 3 lei trebuie să adaugi. Când prețul la petrol s-a redus la 3,80 lei, că noi am avut în 2016, prețul petrolului a ajuns, eu vă spun acum în litri, da? La un litru, da. La un litru de benzină, petrolul era 3,80 lei. Mai adaugi 3 lei, asta e aproape 100%. Când prețul la petrol s-a ridicat 9 lei.
Mi-a dat și tot 3 lei, asta nu mai 30%. Dar în principiu, da, odată dau și mai mult, dar 3 lei întotdeauna. Când am luat și calculat prețul care îl avem noi, dacă ne uităm atent în grafic, poate eu le-am publicat toate pe internet, oamenii le pot găsi, veți observa un lucru. Până în anul 2014, undeva la jumătatea anului, prețul, eu am scris așa în noțiune, prețul corect, da? Da. Deci am luat că, uite, impozitele plus prețul petrolului plus să dau și 3 lei. Prețul corect era aproape cu prețul de vânzare. Adică noi am știut că o să lucrăm normal. Uitați-vă, eu am publicat numai din 2011, că să nu fie prea multe cifre, 2011, 2012, 2013 și jumătatea al 2014. Prețurile, când erau prețurile maxime, erau corecte. Și aici e prima concluzie. Petroliștii, când prețurile sunt mari, sunt corecți. După aceasta începe scăderea prețurilor. Eu am scris anul trecut că după ce au scăzut prețul la petrol, piața internațională, Republica Moldova, fiindcă noi suntem dependenți de resurse energetice, noi am importat resurse energetice, gaz, energie electrică, petrol. Timp de 3 ani de zile am economisit 1,5 miliarde de dolari. Deci noi, fiindcă s-a scăzut prețul, noi, vă dau numai la petrol, noi la petrol în 2015 am economisit 220 de milioane de dolari, în 2016 250 și în 2017 deja mai puțin. Ce înseamnă asta? Prețul a scăzut de la 110 dolari, cât a fost în 2011, 2012, 2013, a scăzut în 2016 și a ajuns la 45 dolari, de două ori și ceva, aproape de două ori și jumătate au scăzut prețurile. Prețul unui litru de petrol în prețul benzinei, dacă a fost cândva la 9,80 lei, a fost în 2014, da, maxim 9,80 lei, și la noi petrolul, benzina costa 18,50, e clar că e așa impozitul mare. Da. După asta, în 2016, prețul la petrol scade, se duce valoarea lui minimă, se duce 3,84 lei, scade cu 5 lei aproape, da? Și benzina scade de la 18,40, scade numai la 17,34. Deci scade benzina nici cu un leu. Haideți să și vă dați și atunci îți prânește eu prima întrebare care am către Andrei. Păi băieți, voi primiți salarii 50.000 de lei pe lună. Vom încerca să noi aflăm și punctul de vedere a și vă rog să spuneți mie cum e posibil când prețul la petrol pe piața internațională s-a dus de-a dura, moldovenii au fost jecmăniți de bani și prețul la noi nu s-a ieftinit. Și cine se uite la, pe pagina mea o să vadă că de fiecare dată când prețul la petrol s-a dus în jos, de fiecare dată petroliștii au luat-o în sus. Deci întotdeauna legătura e perfectă. Și de ce e tragedia în ziua de astăzi? Este următoarea. Vom încerca să luăm legătura telefonică și cu reprezentanții ARE. Până atunci vreau să-l întreb pe domnul Dațco. De ce este nevoie ca să aibă loc o implicare a politicului? Pentru că am văzut zilele astea și premierul Filip a cerut ministrului de ramură ca să facă lumină în această problemă. Și de ce această incertitudine predomină? Problema constă în următorul. Vă rog. Orice se produce și se consumă, se transportă. Da. Transportul adaugă cheltuieli suplimentare la ceea ce a produs producătorul, adaugă cheltuielile sale. Și cât e mai scump combustibilul, cât sunt mai mari cheltuielile transportatorilor. Da, aici sunt două categorii de transportatori. Cei care lucrează cu tariful liber, care el își majorează tariful independență de necesitățile de care le are și prețul pe piață care se formează, și sunt transportatorii care deservesc transportul public. Noi avem transportul public care are un tarif de 0,58, da, care se ține din ultimii 4-5 ani de zile la unul și același nivel, nicătând la fluctuația combustibilului și altul cheltuieli. Și iată aici, cei care lucrează cu tariful fixat care, la transportul public, care trebuie să fie calculat și stabilit de Ministerul Transporturilor, da, Ministerul Transportului, nicătând la hotărârea Guvernului 1162, care stabilește minim o dată în an Ministerul trebuie să aducă în concordanță tariful cu cheltuielile și se comparează profitul care profitul de 10% care până la 50%, Ministerul este obligat să recalculeze. Cu părere de rău, în timpul acestor ultimul 4 ani, tariful nu a fost recalculat. Ultima dată a fost majorat în baza deciziei judecății și nu pe 20 de bani cât era, dar am ajuns la învoiere cu ministerul pe 10. După alegeri trebuie să majoreze iară cu 10 bănuți pasagerul kilometru, așa și a rămas nemajorat. Și în timpul când
prețul la naftă. Dați-o. Da, ajungem la albia ce spunea domnul Ioniță, că nu există o transparență la ARE, nu putem obține niște date elementare, nu putem dar face... Dar de unde le puteți obține? Dacă încercați să obțineți ceva dată, să vedeți metodologie de calcul... Nu au voie să le dăie. Pe plații n-au voie să dăie. Deci noi suntem într-o situație atât de diocheată că datele de pe plații n-au voie să dăie. El are un abonament, numai să le folosească. Și tu utilizezi în spațiu public niște date care nu sunt publice. Tu n-ai voie să le faci publice. Și asta e primul lucru. Deci noi prima cifră care o avem este că nu este public. Deci el nu poate fi public. Și de aici îți pornesc toate lucrurile diochete la noi în țară. Domn Vartanian, atunci nu mai putem vorbi despre o independență a acestei instituții numită ARE. Pentru că, până la urmă, misiunea ei este ca să facă claritate în ceea ce se numește prețuri. Da, de fapt, asta ce am avut azi la Parlament, fracțiunea socialiștilor a chemat pe Pavel Filip, vine cu explicații, cum așa a fost că el... Puteți răspunde în rusă, ca să le fie mai ușor. Nu, dar da. Cum a fost că el a putut să influențeze Andrei și care e situația cu stoparea și anularea acest regulament care a dus la așa cifrele. De fapt, prețul la carburanturi, eu cred că are trei momente, trei aspecte importante. Primul aspect este un aspect economic, cel mai important, despre care a vorbit domnul Ioniță. Și noi vedem că cifrele sunt netransparente și nimeni nu știe de unde a luat aceste cifre, dar 99% a populației nu sunt economiști și Andrei niciodată n-a venit la conferință de presă cu explicații foarte simple pentru oameni ordinari, care sunt temei. Al doilea aspect este aspectul politic și noi înțelegem acest an este un an electoral și aspectul politic va fi cel mai important. Și al treilea aspect este un pot unde aspectul politic și economic întâlnesc. Asta e, din păcate, asta e Andreiul. Da. Fiindcă noi vedem că când trebuie guvernarea, da? Domnul Filip, Partidul Democrat, a avut posibilitatea și capacitatea de a influența deciziile lui Andreu. Și aceste trei aspecte și această influență și lipsă de transparență și lipsă de independență de către Andreu a provocat aceste proteste civice în primul rând și noi, deputații, mai mulți deputații Partidului Socialiștilor și alții susținători au venit la al doilea protest la ANRE, fără drapele de partid și concomitent cu acel protest la Piața Marea Dunării. Și noi am spus și noi cerem trei lucruri clare. Unul la mână, explicație cum a fost așa că prețul a fost majorat și anulat în parcurs de o săptămână fără o explicație. Al doilea, transparență, care a fost baza de ce preț. Și al treilea, ce facem mai departe, cum asigurăm că prețul scade. Reu spunea că trebuie să coste aproximativ 1 euro, da? Da, au ridicat. Acum ei spun că ei nu comentează deciziile. Băi, oameni buni, voi sunteți obligați comentați. Faptul că voi nu comentați, asta este motiv ca să fiți demiși. Și explic din ce cauză. Momentul când tu ai aprobat nouul lei 69, dacă nu mă greșesc, când ai aprobat lucrul acesta, tu ai obligația să vii în spațiu public să dai explicații din ce cauză este suma aceasta. Asta este obligația ta. Doi, în momentul când tu ți-ai suspendat decizia, ai a doua obligație să vii, că acum petroliștii poate să ducă în judecată. Spui, stați o leacă, băi, dar noi și ne jucăm aici. Da. Tu ai obligația de explicat de ce ți-ai suspendat decizia. Și trei, nu uitați că e suspendat până pe 12 iunie. Și tu ai obligat atunci și spui, suspendarea și tu îți pierd acum petroliștii, că tu dacă ai o piață neclară, ce faci? O pui după aceasta pe umerele lor. Da. Partea componentă politică. Știți care e componenta politică? Cât apărea de strană de componentă politică este una economică. Și vă explic. Noi avem în situație, în țara noastră, avem două piețe. Piața persoanelor juridice, deja sunt instituțiile publice, companiile care cumpără prețuri, negociază cu fiecare operator reducere, anumite prețuri mai mici. Și prețul la panou, unde șed 2 milioane de cetățeni care la toamnă sunt votanți. Și acum ce se întâmplă? Piața, în toată Europa există o singură țară unde este reglementată piața angro
Și nicăieri nu e reglementată piața pentru cetățeni. La noi, pe piața angro, este concurență, companiile luptă, companiile petroliere luptă pentru fiecare instituție, fie public, fie privată, ca să aibă cu dâine și contract de lungă durată. Dar cetățenii simpli au rămas... cetățenii simpli care-s votanții la toamnă, își le pune toată povara. Acum, întrebarea la care trebuie să răspundă Consiliul Concurenței, că el crede că nu are așa treabă, dar mai nu are treabă. Consiliul Concurenței te spune, nu cumva la noi există subvenționare încrucișată. Da. Nu cumva cetățeanul simplu este nevoit să ducă în spate toate reducerile care le au persoanele juridice. Imaginați-vă că o companie petrolieră a încheiat un contract cu o instituție publică, cu nu știu cine vreți, cu armata, cu cineva. Da. Contractul încheiat pe un an de zile. Ei l-au încheiat la începutul anului, când prețul la petrol la începutul anului era foarte jos, era, azi, l-a încheiat anul trecut cu un an în urmă, era 4,88 lei, era 2 ori mai ieftin. Au făcut contractul cu ei, s-au înțeles la un anumit preț. După aceasta prețul s-a dus în sus, ei nu pot majora prețul. Unde bagă ei prețul? Îl bagă la cetățean. Acum întrebarea, și eu cred că deputații, cel puțin unul se va găsi, să solicite Consiliul Concurenței să facă analiză subsidiării. Mai ales că prim-ministru trebuie să dorească aceasta. Că dacă tu ai 2 milioane de oameni puși în capul tău, că ei finanță, așa să aflăm că cetățeanul simplu finanțează încrucișare care este ilegală. Că face încrucișare, subsidiare încrucișată, atunci... Domnilor, invitați eu aici în calitate de jurnalist, trebuie să fac o remarcă. Pentru această emisiune am contactat și reprezentanții ANREG, în persoana domnului Copaci. Domnia s-a spus că nu participă la emisiuni și nu poate și nu este cazul să delegheze niciun reprezentant acestei instituții pentru a face lumină, însă va intra într-o legătură telefonică cu noi. Regia ne spune că a încercat deja de 2 ori să facă legătură, domnia sa nu ne răspunde, poate până la sfârșitul ediției reușim să discutăm și cu dumnealui. Domnul Dațco, spuneți-mi, vă rog, ați fost chemați la guvern ca să vă fie auzit PES-ul, să se facă claritate în aceste prețuri? Oficial noi n-am fost chemați, noi ne-am adresat singur la domnul ministru Găburici, lămurindu-i că creșterea combustibilului care se petrece acum în țară poate să ducă la o situație când prețul combustibilului de acum prevalează asupra prețului care este admisibil pentru transportul public. Și acolo se creează probleme de conflict între transportatori și cetățeni. Deoarece transportatorii sunt nevoiți să diminueze numărul de rute care le fac ca numărul călătorilor transportați la o rută să crească, deoarece la noi rețeaua de rute așa e de dezvoltată că fiecare autobus sau microbus merge în mediu pe săptămână cu o încărcătură numai mare de 50% a capacității. Și, da, asta ar însemna că în viitorul apropiat ar putea să ne așteptăm la scumpiri pentru o călătorie? Noi de acum am pus problema față de minister referitor la recalcularea tarifului și trecerea în principiu la liberalizare. 7 ani în urmă am trecut la liberalizarea transporturilor internaționale de călători și nu s-a întâmplat nimic. O creștere bruscă nu s-a întâmplat deoarece concurența este destul de mare, numărul de rute care activează în Republică este într-un surplus cu mult mai mare decât este necesar și organizarea transportului public este o problemă logistică. La noi, cu părere de rău, cu logistică nu se ocupă nimeni. Cineva a hotărât că are un microbus, s-a dus pe la minister și a găsit o rută, a deschis ruta și se începe și șoferul i-a pus că pe drum să mai iei 2-3 călători de la altă rută ca să facă ruta care o deservește să fie rentabilă. Și deci se pornește și securitatea traficului se înrăutățește, deoarece șoferii pe traseu se începe în trece cine merge înainte ca să iei 2 călători care stau la o intersecție unde ies oamenii și fiecare de ei sunt se grăbește la ora cu tare să fie la intersecție dată ca să poată lua călătorii. Dar eu vreau să mai punem în discuție un aspect. Există problema calității combustibilului? Vreau să vă spun că a fost ședința Confederația Națională a Patronatelor. Da? Și acolo un reprezentant de la o companie care se ocupă cu certificare a pus problema că nimeni nu cunoaște calitatea combustibilului care este importat în țară și calitatea combustibilului care se vinde. El spunea că eu după graniță mă provizionez cu mașina mea și consumul mediu e de 9 litri, prin Chișinău eu umblă cu 15-16 litri la 100 de km.
metri. Și acum arată că se primit o decizie de viitor că combustibilul importat trebuie să corespundă cerințelor comunității europene. Până acum el corespundea după că știu să controla după stasul sovietic, care era la noi în țară, pe timpurile sovietice. Da, domnule Vărtanean, se creează un cerc vicios. Guvernul zice că nu are atribuții la formarea prețurilor la carburanți. Prețurile, auzeam, ar putea să crească în aceste condiții. Ce trebuie să întreprindă guvernul? Cine ar trebui să-și facă tema pentru acasă? De ce am rămas atât de mult în urmă? Înainte de a răspunde întrebarea dumneavoastră, aș vrea să întreabă pe domnul Ioniță care a fost perioada de cel mai mare divieri dintre prețul scăzut și ce au câștigat petrolierii? A fost trimestrul 4 în anul 2015 și primul trimestru 2016. Deci în jumătate de an, de fapt, când prețurile la petrol pe piața internațională s-au dus cel mai jos, dacă în mediu la noi companiile, vorbesc de producerea petrolului, tot. Deci petroliștii au vedere toți, de la prelucrare până la vânzare la pompă. Dacă mediu iau cam 3,50 lei la noi în Moldova, normal era să fie 3, dar dacă luăm de pasat, dar minte că în Moldova 3,50 lei, atunci, astăzi iau 3,50 lei. În 2011 luau 2,50 lei. Iar în perioada aceasta care spuneți dumneavoastră, s-a ridicat 6-7 lei jumătate adaus în condiția când petrolul era sub 4 lei, petrolul era 4 lei, eu m-am adăugat încă 7 lei jumătate. Cum asta e posibil, domnule? Jumătatea lui 15, ultimul trimestru 15 și primul 16. Da, și, atenție, acest perioad au fost protestele de masă și asta se numește в мутной воде рыбка ловится. Acest fapt încă o dată se datorează că confirmă că această guvernare este они привыкли к тому, чтобы вот делать такие вещи в мутной воде. Noi trebuie să amintim de câteva zile înainte de alegeri parlamentare din 2014 au făcut transferul miliarde de dolari au fost scoase din sistemul bancar în Republica Moldova. Și acum avem o dovadă că acești oameni, necătând de protestele, instabilitatea, ce au fost în piață, vorbiți în piața centrală, dar tot ce творилось с протестами, вот в это же время, вот такие вещи творились. И это еще раз подтверждает, насколько все сложно. Vreau să spun un lucru. El pot să râzi, amuzant, dar el e de plâns. În trimestrul 2015, prețul la petrol era destul de mare, după aceasta prețul la petrol scade, dar la noi prețurile cresc. Deci în condiția, deci noi încă am avut și abilitatea în perioada aceasta turbulentă, în condiția când prețul la petrol scădeau, la noi se crească. Da, dar ceea ce vroiam eu să vă întreb, iată, protestatarii au venit cu o petiție în care cer până la urmă ieftinirea carburanților. Astăzi, din datele pe care le aveți dumneavoastră, cu cât pot fi ieftiniți? Ele practic nu pot. În primul rând, eu nu înțeleg ce i-au ridicat mai mult de 9 lei. Deci acum, după ce chiar am făcut un calcul, prima mea calcul a fost că, de fapt, acum, după ce calculul este, spune și 9,15 lei. Nu știu ce i-au ridicat mai sus, că 9,15 lei, într-adevăr, e cota maximă. Dar fiți aici atenție. Noi spunem că piața asta e reglementată, da? Dacă piața e reglementată, ce se întâmplă pe piața reglementată? Ei spuneți-o că miele nu e reglementat. La energie electrică și la gaz este în felul următor. Dacă tu într-un an precedent ai divieri financiare, adică ai obținut mai mult profit decât trebuie să obții conform legii, anul viitor tarifele la gaz, de energie electrică scadă ca tot supraprofitul tău, cetățeanul să-l compensezi prin tariful emitel. Acum o întreb, Andrei, o spuneți-mi, vă rog, dar supraprofiturile care le-au avut mulți stimați noștri domni, cum voi le întoarce înapoi cetățeanului? Prin și cetățeanul va primi? Pe un preț mai ieftin la petrol? Nu spune nimic, asta nu e posibil. Deci noi ajungem iarăși concluzie că modul ăsta de a nu avea o piață liberă, de a nu avea o piață concurențială, de fapt el nu se rezolvă nimic. Și știți ce e cel mai grav în toată povestea asta? Că noi n-am avut un Consiliu Concurenței foarte puternic. După ce am votat noua lege, că dăm Consiliul Concurenței toate instrumentele, după ce îi dăm bani, majorăm bugetul de la 3 milioane la 18 milioane de lei bugetul, după asta noi spunem, dar de fapt că un Consiliu Concurență nu poate face nimic. Stați-o leacă, băi. Și îi luăm lui mandatul să ocupe și îl dăm lui Anrie, care prin definiție nu poate face nimic. El nu poate să demonstreze că datele... Știți ce înseamnă instituție bună?
El nu poate demonstra datele bune. Când iese lumea la protest, iese directorul Andreiului și spune, stimați cetățeni, uitați-vă, asta e prețul, este așa, îi dă toate cifre și oamenii spun, a, îmi cerem scuze, domn director, noi n-am știut, dacă dumneavoastră ne-ați explicat, aveți dreptate, oamenii nu plecăm acasă. Vă închipuiți așa ceva în Moldova? Nu. Credibilitatea instituției, eu ajuns, deci ea este de așa necesură, că eu acum mă tem să spun că, de fapt, prieturile acum cât de cât îți calculate corect. Din ce cauză? Că 3 ani de zile nu au fost corecte. Deci când tu 3 ani de zile, dacă zicea la noi prețul, cum mi-a arătat mie aici în grafic, în 2016, că eu deja, dacă zicea la noi prețul, eu mă tem să vă spun ce prețul, dacă în 2016 ajungea prețul la 12 lei, cum trebuia să ajungă, da? Dacă cetățeanul nostru cumpăra cu 12 lei, dar nu cumpăra cu 15-40, cum cumpăra? Dacă cetățeanul nostru cumpăra cu 12 lei, spunea, băi, în țara asta, într-adevăr, e ordine. Când prețul la petrol, piața internațională, îți duce în jos, în Moldova tot se duce în jos. Dar în condiția când el atunci nu a văzut ieftinire de preț, el acum, el nu vede legătură, nu există legătură dintre ce se întâmplă piața internațională și prețul în Moldova. Și când la noi spune chiar că se începe bălbăială că piața internațională prețul a crescut, Moldova, cetățeanul nostru spune. Domnule Dațcu, de ce această discrepanță dintre piața internațională și cea locală? Ați menționat ceva mai devreme și petiții către primele persoane în stat. Vi s-a explicat? De ce să ne ferice? Eu, de pildă, cunosc situația și fac unele analize, nu chiar așa de ample, ca domnul Ioniță, vrea că mai simple, însă vreau să spun că impozitul care se plătește la import în țară constă mai mult din accize. Da. Și accizele astăzi, conform codului fiscal, la benzină constituie 4.560 de lei la tonă. Dacă luăm două hotărâri de guvern care au aprobat strategie de dezvoltare, una a infrastructurii transportului și a doua a transportului, accizele de 4.500 trebuia să ajungem în anul 2022. Ministerul Finanțelor cu majorarea accizelor s-a grăbit în altă parte, că din 80% de accize, conform hotărârii din 2008, trebuia să meargă la fondul rutier. În 2016, 17, 18, 31, 44 și în PIU 18, numai mult de 31% din accize se duce la fondul rutier. Transportatorii au acceptat atunci majorarea accizelor ca să primim diminuarea cheltuielilor la reparații, la consumul de piese de schimb, la majorarea vitezei și micșorarea consumului. Noi pe drumurile noastre consumăm foarte mult combustibil, deoarece nu putem atinge viteza optimă a unității de transport ca să consumăm. Asta prima. A doua, noi fiind o țară săracă, nu avem posibilitate să procurăm unități de transport moderne, mai ales pentru transportul public, parcul urban. Ban care are autobuse, care are 25 de ani, ele consumă practic de două ori mai mult decât ceea ce consumă autobusele în Europa. Și noi suntem pus într-un cerc vicios, că noi, dacă țineți minte, au fost tichetele. Și noi am luptat foarte mult ca tichetele să fie păstrate, deoarece în baza tichetelor, companiile de transport negociau prețul cu companiile de... Vă păstrați gândul, avem legătura telefonică cu domnul Copaci. Bună ziua, domnule director! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre prețurile carburanților. Ne puteți spune care este reacția instituției pe care o reprezentați și de ce aceste devieri de prețuri? Alo? Alo? Da. Domnule Copaci, ziceam că discutăm despre prețurile la carburant și despre protestele șoferilor din Chișinău. Vreau să vă întreb, de ce s-a creat această problemă cu prețurile? Există o transparență, așa cum cerea prim-ministru în una din întâlnirile cu șoferii? Alo? Dacă sunteți pe fir, domnule Copaci, vreau să ne răspundeți la întrebarea pe care v-am adresat-o un pic mai devreme. Alo, se pare că există o defecțiune tehnică sau domnia sa a renunțat domnia sa și nu a dorit să ne răspundă la această întrebare. Sperăm că se răzgândește între timp și vine cu reacție poate un pic mai târziu. Vorbeam și despre transparență.
Tichetele au fost anulate. Da. Noi atunci, împreună cu agrariene, am promovat ca companiile mari agrariene și transportul, dar agrariene au primit dreptul de la importul combustibilului în afara companiilor direct de, după graniță, ca să aducă combustibil singur, ca să reguleze marjaua care este adăugată de petroliști la noi în țară. Însă, cu părere de rău, n-am informații referitoare la volumul importat în afară petroliștilor. Gândesc că nu este atât de mare care este. Însă, astăzi, după ceea ce se primește, că prim-ministrul sună la NRE și NRE stopează prețurile, se ivește problema. Cum e posibil dacă NRE e un organism independent și trebuie să fac calcule pentru care trebuie trebuia să pune mâna în jăratic și să o țină acolo, că spune că noi ce am făcut este corect. Înseamnă că se primește că toate calculele, mai ales după informația care a adus domnul Ioniță, și eu acum începem să mă gândesc, că noi cumpăram tot timpul, petrolul se duce în jos, dar prețurile la noi așa abia scad, noi n-am avut o cădere normală, fiindcă populația și transportatorii cum se informează? S-a dus în România, au văzut prețurile, ei cumpărează salariile de acolo și costul combustibilului. Mă scuzați că vă întrerup, se pare că regia a reușit să facă legătura telefonică cu domnul Copaci. Domnule director, bună ziua! Bună ziua! Sunt Vlad Madan, astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic discutăm despre prețurile la carburant și despre protestul șoferilor în Chișinău. Care este poziția în REU? De ce această ambiguitate legată de prețurile pentru carburanți? Da, bună ziua. Deci aș vrea să ne țineți cu de ambiguitate, reaplică scrieți și metodologie de formare a prețurilor la combustibil. Prin parcursul zilei de ieri și de astăzi am avut mai multe întâlniri cu reprezentanți protestatarilor la care s-au adus în fapt toate calculele și toate cifrele corespunzătoare. Chiar și acum, recent, cu jumătate de ori în urmă, în cadrul agenției mai au încă discuții cu reprezentanții protestatarilor referitor la calculele efectuate și care este ponderea fiecărei componente tarifare în tarif. Domnule Copace, prezent în studio este expertul economic Vieceslav Ioniță, care ne vorbea despre prețuri pe piața internațională mai scăzute, în timp ce cele din Republica Moldova rămâneau la un nivel destul de înalt. Cum aici se explică fenomenul? Puteți interveni, domnule Ioniță. Domn director, nu erați dumneavoastră director, dumneavoastră nu vă reprezentați, dumneavoastră reprezentați instituția și trebuie să răspundeți pentru o instituție. Eu am făcut calcul, într-adevăr, astăzi prețul la petrol nu prea e unde scădea, cam aici suntem. Toată tragedia nu este că prețul e acum. Dacă noi în 2016, când prețul pe piața internațională s-a dus la 110 dolari, la 45 dolari, la un litru de benzină, spărnea 3,84 lei de bănuți prețul petrolului, dacă atunci în Moldova se întâmpla o scădere a prețului adecvată, în corespundere cu scăderea prețului pe plan internațional, puteți face un calcul simplu, eu le-am publicat cifrele, atunci cetățeanul nostru, când prețul piața internațională se ducea în jos, se ducea și în Republica Moldova, atunci cetățeanul era să înțeleagă cauză și efect. Prețul acum pe piața internațională s-a ridicat la 45 dolari, la 80 dolari, din cauza aceasta a crescut prețul. În condiția când în Moldova prețurile nu scad atunci când pe piața internațională scadă. Și asta s-a întâmplat pe toată perioada. Și vă spun și perioada, ca să vă fie foarte, clar. S-a întâmplat pe perioada a doua jumătate a anului 2015, de fapt s-a început în 2014, s-a agravat în 2015. În 2016, în prima jumătate a fost cel mai catastrofal. Și cred că este un motiv de ce a fost modificată metodologia. Și dacă ANRE-ul nu va ieși să dă explicații, că atunci ei tot reglementau piața, vreau să vă asigur, credibilitatea instituției nu se restabilește. Haideți să ascultăm. Domnul Copaci, poziția dumneavoastră. Da. Deci poziția mea este următoarea. Aveți perfectă dreptate, domnul Ionis, într-adevăr, anume datorită faptului că operatorii sau titularii de licențe, odată cu scăderea prețurilor la petrol și a produselor petroliere, la benzină și motorină, deci ei nu se grăbeau să micșoreze prețurile. Și de aceea, dacă țineți minte, în 2016, la jumătate de an, în iulie, iunie, sub conducerea unui grup parlamentar, dumneavoastră țineți minte foarte bine acest moment, s-a făcut anume aceste modificări la legislație, la metodologie, ca bază să luăm cotațiile burselor internaționale
și să adăugăm corespunzătorii elementele formatoare, cum este accizul, cum este marja comercială specifică, care nu include toate cheltuielile companiilor, plus un mic profit, și aplicarea TVA, ca de obicei, conform codului fiscal. Și atunci, la 1 ianuarie 2017, au scăzut prețurile, adică în a doua jumătate de 2017, au scăzut prețurile drastic, domn director, vreau să spun că operatorii atunci, într-adevăr, erau, se luptau la sânge, colaborau cu reprezentanții grupului de lucru care încercau să aplice această metodologie care o folosim și până azi. Domn Copac, ce am făcut? Dar ce s-a întâmplat după 2015 până în 2016, până în a doua jumătate de 2016, când această reglementare a intrat mai puternic sub administrare. Da. Domnule Copac, părere de rău, nu avem prea mult timp la dispoziție. Domnule, aici mai are o întrebare. Oricum aveți de dat un răspuns public, nu la emisiunea aceasta, și vă spun din ce cauză. Da, dacă vă uitați, eu am publicat așa, am făcut un grafic simplu, preț corect și prețul cât a fost. Trebuie să recunosc, după 2000, când s-a aprobat noua metodologie, situația puțin s-a îmbunătățit, dar oricum să nu uităm că Panacină tot era ANRE-ul cel care monitoriza piața. 10% adausul, deci ANRE-ul are de răspuns la întrebările acestea. Dacă nu răspunde ANRE-ul la întrebările acestea, vă spun prietenește, fără a avea anumite ceva contra instituții, contra dumneavoastră, dumneavoastră știți că mă străduiesc să fiu o persoană corectă. Vă spun că credibilitatea nu se restabilește. Știți ce e cel mai grav? Că acum când au crescut prețurile, de fapt este unica perioadă când ele sunt aproape corecte. Da, haideți să zicem, domnul Copac. Nu s-a întâmplat până acum, asta a fost partea proastă. Da, vă spun. Spuneți-mi, vă rog, protestatarii au venit de fapt și cu o petiție prin care cer ieftinirea carburanților. Există premize reale să se ieftinească carburanții și dacă da, cu cât? Deci premizele reale totul depinde de care sunt cotațiile bursiere la plat, la benzină și motorină. Deci în prezent sunt în jur de $700 pe tonă. De aceea totul depinde care vor fi tendințele ulterioare de modificare în acestor cotații, deoarece în formula de calcul și conform metodologiei, doi factori duc la modificarea tarifului prețurilor la carburant. Aceasta este cotația medie plus pe ultimele 14 zile. Da, ANRE-ul. Cursurile internaționale, asta e prima. Și a doua, care este modificările cursului mediu a dolar, leu dolar, care această dată noi le luăm de la Banca Națională. Și iarăși luăm media pentru ultimele 14 zile. Deci, cu aplicarea acestor doi factori, doar acești doi factori, la moment, influențează asupra prețurilor la carburant. Deci, e foarte greu și nu pot să programez care va fi tendința ulterioară acestor parametri. Da. Domnule Copac, ANRE-ul va ieși cu o conferință de presă cu explicații clare? Noi deja am făcut explicațiile acestea echipelor sau membrilor grupului de lucru de la protestatari, dar la următoarea ajustare a tarifelor, a să vedeți toate componentele, chiar și a să planificăm să, dacă se va primi să însăși să introducem formula de calcul în Excel, ca orice... Domnule Copac, ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Spuneți-mi, vă rog, ANRE asigură transparența modului în care este calculat prețul pentru carburanți? Asigură. Deci eu aș vrea să vă copur chiar acum în direct. Da, vă rog. Deschideți pagina internet a ANRE-ului și este un raport foarte, foarte consistent despre care este evoluția produselor petroliere pentru anul 2017. Și o să vedeți foarte clar, foarte bine, este o diferență foarte mare între prețul la panou, care este stabilit prețul maximal care este stabilit de către ANRE, este arătat în grafic, și care este prețul efectiv, de care spunea domnul Ioniță, care, într-adevăr, companiile, datorită concurenței pe piață, îi oferă diferite facilități. Da. Dacă observați, sâmbătă și duminica, Lukoilul și Petromul fac reduceri până la 50 de bani la fiecare litru. Deci asta este concurența reală de pe piață, obligațiunea ANRE-ului noi să plafonăm, să nu crească în sus, dar în jos, datorită concurenței, companiile aplică aceste lege. Dar raportul nostru domnule Copac, site-ul ANRE-ului și este binevenit, arată toate tendințele și prețurile. Da, eu vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc pentru acest aspect pe care l-am discutat și pentru acest apel telefonic. Vă aștept poate și în studioul emisiunii noastre pentru a continua această discuție. O zi bună pentru dumneavoastră, domnule Copaci. Revenim în studio cu discuția. Iată, domnia sa încerca să ne asigure de transparență, încerca să ne asigure despre... Haideți să dăm și ceva de bine ca să nu... Noi nu deci avem... tot ce este, un adevăr care este, după ce s-a implementat noua metodologie, situația nu a mai fost atât de gravă cum a fost până atunci. Deci asta trebuie să recunoaștem, chiar și din grafică am arătat aici. Într-adevăr, după aceasta, situația puțin s-a îmbunătățit. Ce corelația a fost? Da, s-a mai îmbunătățit. Deci deja începe a exista o legătură dintre prețul la petrol și prețul la noi din țară. Cât privește prețul la panou și prețul real? E un joc aici și vă spun în ce cazul. Trebuie să recunosc, pe site-ul ANRE eu am găsit toată informația, nu legată de formarea prețului, dar în trecut ce a fost. Deci noi nu știm ce e acum, în trecut am. Și când am luat prețul care este aprobat de ANRE și prețul la panou, pe toată perioada de când, din 2016 când s-a introdus, de fiecare dată a existat o diferență de 4%. Parcă am impresia că ei să înțeleg cu petroliștii, băieți, uite, noi vă punem atât, dar voi între voi vă înțelegeți, vă apropiez de cât v-am fixat noi, dar nu tare, un 4%. Toată perioada, deci se primește 2016-2017, acum 2 ani de zile, pe toată perioada, petroliști într-adevăr au vândut mai ieftin cu 4%. Deci, iarăși ai un preț fix. Deci nu ai o deviere. A spus colegul meu, a fost acum în Ucraina, diferența dintre unul petrolii și altul la un kilometru, e de o grivnă și jumătate. La noi, nu știu dacă mai vezi undeva așa diferență mare, poate că e o excepție. Da, mai avem 3 minute la dispoziție. Domnule Dațco, ce urmează să se întâmple? Iată, avem un protest, avem prețuri care stârnesc nemulțumirea șoferilor, avem pe de altă parte cererea transportatorilor de a majora prețul pentru o călătorie. Respectiv, în condițiile reale, fără a acuza pe cineva și de a încerca de a ieși din acest impas. Trebuie să remarcăm că astăzi la proteste participă particulare care au ridicat problema. La proteste nu participă nici o companie care se ocupă cu transportul de marfă și transportul de călători. Noi încercăm să rezolvăm problema prin intermediul pe calea amiabilă cu Ministerul și Guvernul. Așteptăm ce va fi mai departe cu prețurile. Dacă plațul stabilizează sau cade și scad prețurile, e o situație. Dacă prețurile la plaț cresc și cresc prețurile în interiorul țării și rezerve pentru a diminua lipsesc, atunci guvernul trebuie să întreprinde ceva acțiuni care sunt legate de sau dotează populația și nu majorăm tarifele, sau liberalizează tarifele și noi atunci lucrăm cu alt tarif la transporturile de călători. Sigur că transportatorii de marfă vor corecta tarifele. Singur, problema e la transportul public. Domnule Vartanian, colegii noștri din media au scris că după această întrunire cu factorul de decizie, prea multe lucruri nu s-au schimbat. La ce trebuie noi să ne așteptăm în viitorul apropiat? Și dacă problema asta a prețurilor la carburanți este oarecum la interferența dintre politic și economic? Nu am auzit pe domnul Copici și el a confirmat că după schimbarea legislației lucrurile s-au schimbat oleacă și domnul Ioniță spunea așa. Dar noi știm, noi vedem că acest haos a fost și domnul Copici evident n-a spus cine va fi responsabil. Și eu cred că politic spune guvernarea asta, această guvernare, Alianța pentru Integrare Europeană, aceste coaliții, ei sunt în urmă urmei responsabili pentru acest, eu aș spune, un fel de furt, fiindcă un fel de furt mascat, pe care ei nu au intervenit, nu știm de ce. Și al doilea foarte scurt interesant, că când oameni protestează, când oameni sunt foarte activ civic, lucrurile schimbă.
Și avem alegeri parlamentare. Eu cred că după alegeri parlamentare noi vom avea o posibilitate cu o nouă clasă politică care va veni la guvernare să schimbăm lucrurile și punem mai multă transparență în acest domeniu. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru punctele de vedere pe care le-ați exprimat. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă urez o seară bună alături de Accent TV.